Președintele PNL Suceava, Alexandru Băișanu, a declarat că membrii partidului vor depune o cerere scrisă la primărie pentru a afla care este gradul de îndatorare a Sucevei. Șeful liberalilor susține că este de datoria primarului Ion Lungu să le prezinte sucevenilor un grafic de oportunitate pentru creditele contractate de municipalitate. Considerăm că sucevenii trebuie să știe că Suceava este unul dintre cele mai îndatorate municipii din țară, an de an, aproape un sfert din bugetul local, fiind alocat pentru achitarea ratelor. Considerăm că, înainte de a contracta o serie de împrumuturi, consilierii PDL, 16 la număr din 23, în frunte cu primarul Ioan Lungu, trebuie să solicite părerea sucevenilor în legătură cu acest lucru, mai exact a locuitorilor acestui oraș, care vor duce greul și care vor plăti din banii lor aceste împrumuturi.